Salutare, prieteni! Suntem astăzi la un nou episod al podcastului Junior Sat. Un podcast despre teatru, învățământ, adolescență și punctul în care acestea se întâlnesc. Eu sunt gazda dumneavoastră, Iulian Călin Munteanu, iar alături de mine, în format digital, din nou, îl avem pe domnul profesor Lucian Gabriel Comănescu. Salut! Domnule profesor, am discutat în episoadele trecute. De fapt, am deschis subiectul comunicării. Așa că astăzi v-aș propune să continuăm unul din firele pe care le-am lăsat atunci deschise și să discutăm despre comunicarea dintre părinți și copii. Pentru că ați, la sfârșitul episodului, ne-ați lăsat așa cu un gând, cu un motto, și anume că trebuie să-i ascultăm pe copii. Părinții trebuie să-și asculte copiii, mușcându-și limba, reținându-se de la face orice fel de comentarii. Așa că astăzi v-aș propune să continuăm acel subiect și să discutăm despre, nu știu, să zicem, o situație care apare des între relația dintre părinți și copii, în perioada adolescenței mai ales, atunci când nici părintele nu ascultă pe copil, dar nici copilul nu ascultă pe părinte, perioada asta adolescenței, când copiii se apropie de vârsta de 18 ani, sunt mai rebeli, așa să spunem, și comunicarea este mai defectuoasă sau poate nu există deloc. Bun, acum, Iulian, cred că sunt lucruri puțin diferite, zic. Chestia asta cu rebelul, și asta e poveste în sine. E chiar o poveste frumoasă asta cu rebelul. De ce spun asta? În diverse forme, adolescenții întotdeauna au fost rebeli. Încă din antichitate, din neolitic, dacă vrei, adolescenții au fost rebeli. Ce înseamnă practic a fi rebel? E perioada în care se formează personalitatea și în mod absolut corect, spun eu, ai tendința de a te opune puterii, da? De a te opune opresiunii, exercițiului forței care te apasă, da? În fizică se numește normală. Păi, nu? Mă auzi? Da, vă aud, da. Bine, nu vă mai văd. Da, de bine, dar cum se vede? Nu mă mai vezi? Se vede bine acum, da. Pentru da. Un moment, dar este ok. Da, nu știu. Probabil au schimbat caseta băieții cu ochii albaștri. Spuneam că, na, cum și în fizică, normala se opune greutății, nu? Așa și, cum să spun, psihicul în dezvoltare a adolescentului are o tendință corectă, din punctul meu de vedere, de a se opune forței care îl împinge în jos. Ca să mă exprim așa, eufemistic. A nu se înțelege greșit. Nu este corectă, este, cum să spun, comportamentul care duce spre atitudinea de rebel. Deci, iarăși despicăm firul 4 sau în romie de iți. Ce fel, cum se manifestă atitudinea asta de rebel? Că poți să fii un rebel la nivel filozofic, principial, să te opui în conversații lungi, profunde, nu cu adultul, unor anumite idei. Poți să fii un rebel care făptuiește contra la tot ceea ce îi se cere, uneori fără motiv sau fără logică, și atunci avem deja o problemă. Sau poți să fii rebel, pur și simplu rebel tembel, ca să fac un joc de cuvinte, și să stai contra vântului, ca să nu spun expresia cum e în matca ei, să stai contra vântului pur și simplu doar pentru că ești un adolescent și știi tu că adolescenții sunt rebeli. Iar aici deja avem o problemă mare.
A fi rebel, a fi rebel înseamnă într-adevăr, eu zic că și eu am fost un copil rebel și tu probabil, bine, mai mult sau mai puțin în funcție și de tărie, de curaj, de tărie de caracter, de educație, de cultură, că altfel m-am fost rebel la, eram rebel la 12 ani, când se uita tata urât la mine, dispărea orice formă de rebeliune. Și alta eram pe la 16-17 ani, când aveam argumente și intram cu el în... Bine, ne ciocneam așa noi destul de, nu chiar ca jandarmii cu cei din Galeria Rapid, dar ne ciocneam. Și discutam destul de aprins, dar în general erau, aduceam în discuție lucruri lipsite de sens din ceea ce numeau educație parentală, pentru că există, ăsta e adevărul. În educația parentală, în mentalitatea adultului, există și foarte multe lucruri fără sens. În general, mai ales pentru copil. Cum și copilul are o groază de idei fără sens. Bun, ține minte, te rog, notează și adu-mi aminte să mă întorc un pic, că noi am început o discuție cu TikTok-ul și vreau să ajungem la partea de rebel alimentată, hrănită de TikTok, care aia e foarte gravă și duce copilul la pierzanie. Dar notează, în alt episod sau chiar în episodul poate ăsta. Sau poate în ăsta, da, mai târziu. Bun. Și atunci, normal că există forme de a te opune, da? De a te opune adultului, care în general e mai închistat. Mulți din grijă, părinții în general sunt foarte grijulii, nu? Alții sunt exagerat de grijulii, chiar prost de grijulii. Și apare această diferență, da? Acum, Iulian, diferența de opinii între generații a fost dintotdeauna, da? Taică-miu tot și acum trece cu senzația că numai cum făcea el lucrurile e minunat, eu le fac prost. Eu am senzația că așa cum fac eu acum lucrurile e minunat, fetele mele le fac lucrurile prost. Și așa mai departe. Asta e un perpetuum mobile, nimeni nu schimbă situația în sine. Unde trebuie să fim noi atenți, unde intervine educația, cultura și inteligența tânărului, adolescentului, este în capacitatea de comunicare și de, uneori chiar de disimulare a diverselor momente mai tensionate care nu ar trebui să existe între copil și părinte. Pentru că, până la urmă, acum, nu știu, poate sună stupid sau comunist, sau, dar oricât ar fi un copil de... nu știu, matur, inteligent, cult, citit, doctor, docent, honoris causa pe lângă părinții lui, până la urmă ne întoarcem la piramida necesităților la bază. Și până la urmă copilul ăla trește într-o casă și se îmbracă și mănâncă, nu, din munca altora. Și atunci, ăsta e un lux așa să dai cu tifla. Și de obicei apare acea replică care e stupidă, dar pe undeva e stupidă ca formulă. Ca sens, e reală. Dacă să fii rebel când ai să-ți câștigi tu pâinea, când ai să ai acoperișul tău, când... e stupidă de ce? Pentru că îl obligă pe copil, de foarte mulți copii pierd și școală, pierd multe șanse în viață, dorindu-și să câștige mai repede bani ca să scape de chestia asta. De asta spun. Uneori îl împinge pe copil într-o zonă, eșuiază, practic, din punct de vedere social, dorindu-și să aibă bani ca să scape de chestia asta, când ai să fii la casa ta pe banii tăi. Bun, deci e o chestie care nu trebuie spusă, dar nu trebuie spusă așa. Pe de altă parte, și ca adult, adică tu investești, îți dai viața, sufletul, munca, bani, tot ce faci, asiguri copilului în confort ca el să-ți dea peste nas că face cum vrea el, că e adolescent. E, nici asta nu e ok. De aceea, ne întoarcem la... Da, e importantă comunicarea. Nu l-am pierdut. V-am pierdut două secunde de asta. Nu vă auzeam și nu vă vedeam de asta. Dar mai stai să ies la ideea. Spuneam că de-aia există comunicarea, nu? Tocmai ca toate lucrurile pe care le-am prezentat eu acum să nu se întâmple sau să se întâmple cât mai puțin. Și anume, ce fel de comunicare trebuie să fie? O comunicare cât mai deschisă din partea copilului și o înțelepciune ascultării cât mai mare din partea părintelui. Pentru că în momentul în care nu îi opui rezistență copilului, în momentul în care nu faci presiune pe el să facă lucrurile numai cum vrei tu, de foarte multe ori, de cele mai multe ori, fără argumente, atenție! Mie mi s-a întâmplat să le cer fetelor mele lucruri, mai fac o paranteză, și să-mi spună tata, dar care tu de obicei vii cu explicații? De data asta nu ne-ai explicat. Care explicație? De ce?
Și zic, păi, dar nu v-am obișnuit prost tot timpul cu explicații? Și mi-a zis că nu. Noi până acum am colaborat și te-am ascultat pentru că tu ne lămureai de ce vrei să facem anumite lucruri. Acum, dacă ne spui doar să le facem și nu ne spui, noi nu le facem. Prima oară m-am enervat puțin, dar avea dreptate. Și, într-adevăr, mi se pare foarte important să își explici copilului de ce trebuie să facă anumite lucruri. E o formă de respect față de el și față de tine. Tu te respecti ca om dacă tratezi pe copilul tău ca pe un om. Și nu ca pe un sclav, ca pe un... Da? Care tu îi ordoni și îl execută. Nu. Dacă te respecti pe tine, respecti și copilul și pe copilul tău și atunci, într-adevăr, idealul este să ai niște explicații logice la lucrurile pe care le ceri. Nu acele veșnice replici pe care le-am... Uneori le-am trăit majoritatea dintre noi în copilărie. Lasă că știu eu de ce. Faci cum spunem noi, că suntem bătrâni și avem experiență. Lasă că ai să vezi tu. Nu e treaba ta. Da? Deci chestiile astea, păi, când te comporți așa cu un copil normal, că el o să-ți opună rezistență, pentru că tu în momentul îl minimalizezi și ce să vezi? El tocmai spuneam că e într-o plină evoluție. Da? Deci personalitatea lui abia se formează. El este într-o ascendență, da? Din punct de vedere al personalității. Și tu vii și dai într-una în cap cu las că știu eu, tu, eu sunt mare și deștept, ești mic și prost. Bine, nu-i spune motamo, dar cam asta se înțelege, da? Și atunci normal că copilul pune rezistență și tot tu după aia trăiești niște drame de asta. Mamă, mi-am sacrificat viața pentru tine și tu uite că așa că nu mă respecti. Păi bun, dar tu îl respecti pe copil când îi spun fă așa că te omor? Nu respecti. Deci, hai să ne respectăm reciproc, nu? Și să explicăm copilului cu argumente, pentru că, într-adevăr, dacă nu ești absurdul ca părinte, tot ceea ce cer copilului este justificat și argumentat. Dacă nu ești părinte, du-ți cu Pluta, că sunt. Și de aceea, slavă Domnului, e mare grădina. Dar, în general, lucrurile pe care le cer tu copilului nu sunt atât de absurde, da? Cum, de exemplu, eu, fetele mele, noi avem o înțelegere, pentru că de comun acord cu ele au family link-ul, da, să știu unde sunt. Când vor să plece de acasă la o prietenă sau să iasă în oraș, condiția este să fie telefonul încărcat ca să, Doamne ferește, în caz de ceva, să știu nu de unde le iau. Cresc, de exemplu, la Find My Kids abonament și ele au telefonul sau net închis. Nu mă ajută cu nimic. Și atunci le-am explicat, în primul rând, necesitatea de a avea această aplicație pe telefon de control minimal, zic eu, și care nu invadează intimitatea, deci eu nu știu ce mesaje, ce apeluri au, timp folosesc anumite aplicații și unde sunt. Ceea ce, cu acordul lor, l-am pus, dar au, deci le-am explicat, tati, eu plătesc ca să știu unde sunteți, da? Nu pot să, da? Vreți să plecați în oraș? Poate telefonul să fie încărcat full, netul deschis, că aveți abonament cu net nelimitat, wow, pe care îl plătește tati, ce să vezi, și atunci nu mi se pare corect, ar fi și explici. Nu, dacă nu ai telefonul deschis, Dumnezeu cruși biserici, te iau acasă cu... Dacă copilul să zică, dar ce are ăsta, ce are cu mine? Nu ca să-i replica copilului, dar ce ai cu mine, ce am făcut? Nu? Trebuie să-i explici, trebuie să faci să înțeleagă că lucrurile pe care le cer tu nu sunt abuzive și nici demente, sunt normale, firești și așa cum tu îi oferi lui chestii, trebuie să te oferi și el ție. Da? Și ne întoarcem la acea negociere de care vorbesc și vorbesc și vorbesc și vorbesc. Toată educația, din punctul meu de vedere, între relația între părinte și copil, încă din faza intrauterină, este o perpetuă negociere. Dacă vrei să-ți crești copilul, într-adevăr, fără tensiuni, fără pumni, fără picioare, fără măsuri coercitive, pedepse și alte tâmpenii. Da? Există. Există și o pot dovedi. O pot dovedi prin propria relație cu proprii mei copii. Se poate, fără orice fel de metodă de coerciție, fără pedepse, se poate pur și simplu prin negociere, printr-o negociere cu asta ofer eu, asta ofer tu, nu? Sau dacă eu tu cer ce mi oferi la schimb, eu dacă cer asta de la tine, uite asta s-oferă tați în schimb, tot timpul am mers pe o negociere care duce și la o relație de apropiere, de prietenie. Da? Fetele mi-au spus că tati, noi te considerăm și un foarte bun prieten pentru că tu tot timpul ne tratezi cu respect, cu mai mult respect decât ne tratează parte și semenii noștri. Cu asta mai fac o paranteză, le spuneam și colegilor de mult prin cancelare că se plângeau că nu-i respectă elevii.
să ceri respect, mie mi se pare umilitor. Mie mi se pare înălțător și nobil să oferi respect. Iar dacă îl oferi, ce să vezi? Dar putea să și primești. Când oferi respect, primești respect. Când doar îl cerșești, e umilitor și n-ai să-l primești niciodată. Te descalifică, mai ales ca, nu, ca pedagog, ca persoană matură, adultă, cu oareși ce background cultural, teoretic. Practic, rămâne de văzut. Bun, închid paranteza și mă întorc de... Există varianta negocierii, există varianta în care trebuie să știm, să fim atenți la copii, să știm ce-și doresc, să știm cum putem să le oferim ceea ce-și doresc, să știm cum să obținem de la ei ceea ce ne dorim noi. Pentru că și noi ne dorim lucruri și ei își doresc lucruri. Și când spun lucruri, nu mă refer la lucrurile în sine, telurice, materiale. Mă refer la chestii. Da? Îmi scap acum, n-am vocabularul la mine. L-am lăsat în mașină. Chestii, da? Eu am nevoie, cer chestii, copiii mei cer chestii, au nevoie, cer chestii și noi din aceste chestii facem negocieri interesante și ajungem la consensuri mai mult sau mai puțin fericite, în care, iarăși, de preferat, părintele să nu caute să aibă numai el de câștigat. Lasă și copilul să câștige, să nu facă ca băncile, care îți dau impresia că vin în ajutorul tău, dar ei de fapt te jefuiesc de te rup. Da? Pentru că copilul te simte. El nu e foarte deștept, poate că nu are cultură, nu are experiență, nu are... dar te simte, are feeling copilul ăsta, Dumnezeule, are inimă, are inteligență nativă. Te simte că îl jefuiești. Înțelegi? Îl jefuiești de libertatea lui, îl jefuiești de gândirea lui, de principiile lui și nu poți să-l jefuiești. Copilul e o ființă umană. Da? Copilul nu e nici un sclav, nici o jucărie, nici un roboțel. Nu ai cum să-l jefuiești de lucruri pe care tu, dacă ai fi jefuit, ai suferi, ai lupta, ai mușca cu dinții. Nu poți. Păi hai să ne gândim totuși. Și copiii sunt oameni. Ce e să vezi? Au mânuțe, au ochișori. Și pe lângă ochișori și mânuțe, au și sufletel și mințișoară. Mai puțină, mai turtită, mai... dar au mințișoară. Și atunci, fiind ființe umane, trebuie să-i respectăm și să nu-i jefuim de principiile și de normele morale și de libertățile pe care și, după care și noi jinduim. Nu? Pentru că nu putem face treaba asta. Și atunci apare relația. Da? Și dispare tendința de rebeliune. Copilul și-o va manifesta, dar o va manifesta față de alți colegi, o va manifesta la școală, unde nu foarte mulți profesori vor să se impună să fie respectați bătând cu pumnul masă. Da? Și eu puneam note mici când eram la liceu de artă, chiar foarte, foarte, foarte mici, dar cu însoțite de explicații și cu o logică. Și de multe ori nici nu le puneam eu note, le întrebam pe ei, ce notă merităm noi astăzi? Și copilul spunea, 2, bravo, da? Se poate, se poate. Deci, ca să mă întorc la întrebarea ta, ce facem cu relația asta și cu atitudinea rebelă a adolescenților? Nimic mai simplu, negociem, îi respectăm, ne respectăm reciproc, dar nu cerșind și implorând respectul, ci oferindu-l, tratând copilul ca pe o ființă umană care, ce să vezi, chiar asta e, wow! E o ființă umană și cu care negociem și intrăm tot timpul pe mecanismul cerere și ofertă. Știi, cineva care o să vrea să te dea deștept, pentru că toți vor să dea deștept pe planeta asta, o să zică, da, dar asta este șantaj emoțional. Nu! Șantaj este când focalizezi, localizezi un singur lucru pe care și-l dorește enorm copilul și nu îl dai decât dacă faci ce vrei tu, fără logică, fără explicații și fără să oferi și tu. Atenție, deci, nu vorbesc de șantaje, vorbesc de negociere. Cine are suficientă bibilică în mințișoară, știe ce e o negociere. Cine vrea doar să se dea deștept, o să zică că dai șantaj. Bun, eu amestecam mai devreme. Cine a avut urechi să audă, foarte bine, cine nu, să fie sănătos și fericit. Bun, deci, dragul meu, copiii rebeli. Copiii, am explicat de ce sunt rebeli, am explicat care e situația și cum se poate, că întrebarea ta era cum se poate diminua și cum se poate avea o relație normală între părinte și copil. Asta, prin comunicare și negociere, prin respect reciproc. Satisfăcător răspunsul, maestre? Sper că da, pentru mine, ce-a spus, sper că... Mulțumesc. Deci, pentru cei clasa, care da? Ne ascultă, da?
Da, bun. Ei, și acum îți mai inscrasem niște... Bun, și apare rebeliunea aia când, într-adevăr, sunt și copii care se nasc cu un anume caracter pe fondul unei lipse de educație sau crescuți de bunici care le suflă în diverse găurele și în felul ăsta, practic, diminuează orice urmă de educație pe care ar putea să o imprime școala sau părinții. Da? Se știe că bunicii strică copiii, așa, din dragoste, din prea multă dragoste strică, și efectele se văd. Din lipsa de interes sau de timp a părinților, sunt copii care cresc ca buruienele și care au un comportament rebel și libertin, dar absolut nejustificat, și care, în general, sunt copii obraznici. Noi obișnuim așa cu foarte mare lejeritate să le spunem golani, nesimțiți, împuțiții dracului. Dar sunt și niște copii, și dacă stai să te gândești, un pic nefericiți. Adică ei au ajuns așa pentru că n-a avut nimeni grijă de ei. Pentru că sunt și mulți părinți care consideră că dacă dau copiilor bani, s-a terminat. Copiii sunt și educați, și citiți, și culti, și de toate. Mașini sau biciclete, PlayStation, chestii, să aibă copilul de toate, telefoane scumpe, și cu asta consideră că e educat. Nu, ce să vezi. Din potrivă, îl transform într-un misecuvenist, nu? Ca pe vremea lui Ceaușescu, un om care consideră că îi se cuvine fără să facă nimic. El niciodată nu va învăța ideea meritocrației. În primul rând, tu strici copilul pentru societate, îl strici. Că el nu va ști că există ideea de meritocrație. Că el primește chestii, că părinții dau chestii, că merită, nu merită, copilul e repetent, nu știe să scrie, să citească, dar primește, frate, dă toate, să aibă copilul, că el n-a avut părintele, și dacă n-a avut el, să aibă copilul. Nu, e grav, nu greșit, grav, criminal, pentru că acel copil nu va ști niciodată de negociere, nu va ști de meritocrație, el știe că trebuie să primească, iar în momentul când nu va primi, își va lua singur. Și aici apare forma de rebeliune cea mai complicată, și anume delicvența. Atenție, dragul meu! În momentul în care înveți copilul să primească și nu-i se inoculează ideea de cerere și ofertă și de meritocrație, el va cere și va primi până la un punct, iar când nu va mai primi, pentru că nu poți să-i oferi la nesfârșit totul, își va lua singur. Și asta se numește delicvență. Și aici intrăm în zona gravă, atât de gravă, încât se încadrează în paginile manualului. Și de aici, de așa, e o situație despre care nu mai pot să vorbesc. Nu aici, poate o să avem vreodată organe abilitate, da, care să vorbească despre comportamentul penal al adolescentului, pentru că există, mai ales în zilele noastre, un comportament penal, unul despre care știm, anume faptul că fumează iarbă și își bagă în vene copiii și consumă alcool, da, dar este unul care nu știm, copii care sparg, nu știu, vitrine, cabine telefonice, vandalizează bănci, pur și simplu, e o bancă de lemn, ce mai scopală, e acțiunea în sine, e vandalizare, adică e faptă penală. Noi avem prostul de obicei de a înțelege legile cum vrem noi, da? Dacă spargi o vitrină la un magazin, se ia, chiar dacă nu fură, da? Deci nu e furt, doar sparge, e vandalism. Dar dacă rupe o bancă în parc, nu e vandalism, că e o bancă și de lemn, două scândri acolo și vandalism, deja e prea mult. Nu e prea mult, e vandalism. Da? Deci a rupt o bucată dintr-o bancă din parc, trebuie să-și ia același dosar penal ca și la o vitrină de magazin. Sau, nu? Adică, vezi, aici e tot lipsa de educație și de cultură a neamului ăsta, a poporului ăsta. Iar ne întoarcem aici la Prostanis Carpatul Danubiano Ponticus, Prostanis Locuitus. Da? Că, nu? Dacă cer dosar penal unui elev care a rupt o bancă, pentru o bancă, cum să iei dosar penal pentru o bancă, două bucăți de lemn? Fapta este aceeași, este vandalism, da? Punct! Și când o să înțelegem chestia asta, ca în Germania, viață ca în Germania. Pentru că în Germania vandalismul este vandalism sub orice formă al lui. Nu e vandalism mai două lemne sau o vitrină. Nu, e o stricăciune, e o faptă de violență asupra unui obiect.
care e bun public sau bun privat, da? Și dacă rup cutia de scrisori a unui om, da, este o acțiune violentă asupra unui obiect care aparține unui cuiva. E? Și atunci, dragul meu, ca să închid, că văd că mai avem vreo 5 minute în episod, în momentul, vezi, aici intervine iarăși. Până acum am discutat de părinte, am discutat de copil, dar vezi că vine și partea a treia, la care tot timpul ne trebuie să ne raportăm. Societatea. Societatea duce de multe ori în situația ca tinerii să nu se poată înțelege cu adulții, nu? Pentru că și adulții, nu, și societatea se îmbârligă într-o mlaștină așa de mizerie umană, da? Adică am auzit de foarte multe ori când eram dirigent de situația asta, că băi, dar ce e acum, dacă ce mare scofală, a luat copilul un telefon de la un coleg. Nu, e furt, frate, e furt. Da, e furt calificat, da? Punct. Nu că, cum a dosar penal că a luat un telefon. Păi da, azi iau un telefon, mâine o să iau un seif. Pentru că, ce să vezi, orice faptă nepedepsită pare justificată din punct de vedere legal, da? Dacă copilul nu știe, nu, că luatul de telefon e o faptă penală, el va considera că poate să ia orice. Da? Și nu va înțelege. Se va părea, ce Doamne, iar m-am fugit cu seif în spate. Ce, eu stat atlas. Știi? Unul ăla ținea atlas, ținea globul, eu fugeam cu seif în spate. Ce mare scofală. Da? Bun, eu glumesc, dar nu e de glumă. Nu e de râs. E trist. E trist. Pentru că avem părintele care crede că le știe pe toate pentru că e părinte și că e bătrân, nu, că e adult, bătrân poftim, e adult, copilul care e în formare și îl consideră că trebuie să aibă și el ceva de spus, și e societatea care de dă în cap la toți, care e prost croită, cel puțin asta din Românica. E croită prost are societatea, prost, foarte prost. Legile sunt făcute pentru hoți, iar deci toate legile din România avantajează hoția, deci ca să ne înțelegem. Așa sunt făcute ele și o să le luăm, dacă vrei, într-o emisiune, lege cu lege, să vezi că toate sunt făcute pentru hoți. Deci în România nu există legislație pentru oameni cinstiți. Nu există drepturi pentru oameni cinstiți. În România contează care legile sunt făcute pentru cu cât ești mai șmecher și mai hoț. Pentru astea sunt legile făcute în România. Da? Și atunci, bine, să încheiem în nota asta și atunci ce facem? Ne încrucișăm mâinile și dăm din urmă. Nu! Așa cum în continuare mă agit și uite, stau de vorbă sub orice formă cu oricine, oricând, oricum, fiecare profesor e dator să-și facă profesia, fiecare părinte să fie părinte responsabil și să-și respecte copiii și să aibă un dialog constructiv cu ei, da? Bazat pe meritocrație și pe cereri justificate și logice. Și ușor, ușor, poate și națiunea asta va evolua, zic. Da. Realitatea e tristă, nu? Trebuie să fim siguri de chestia asta, să vedem fiecare zi. Alegem să închidem ochiul, ca să spunem așa, la tot ce se întâmplă. Cum spunea și dumneavoastră mai demult, părinții și-au mâna de pe copil, statul și-au mâna de pe copil și ce rezultă? Da. După aia ne plângem. Da. Ne plângem, ne văităm și ne dorim să fie mai bine, dar fără să facem nimic. Dacă s-ar putea să pice din cer, cum se spune. Da. Da. Încheiem pe o notă, să spunem, puțin mai dezolantă, dar vom continua în episoadele următoare cu acest subiect, pentru că mai sunt multe de discutat. Și, cum spunea și dumneavoastră la început, ar trebui să vedem chiar în episodul următor, probabil, și de unde provine această rebeliune. Vorbeam în celelalte episoade, în episodul 4, despre TikTok și rețelele sociale, care sunt, într-o anumită măsură, o provocare pentru părinți, copiii fiind pe acele rețele, cumva și urmărind un anumit tip de conținut, îi determină să aibă o atitudine ușor, nu știu, contra părinților în anumite aspecte. Acesta a fost episodul de azi. Vă mulțumim pentru atenție.
Ne puteți urma pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts și Amazon Music în fiecare sâmbătă de la ora 4. Sperăm că v-a plăcut acest episod, ne puteți lăsa un comentariu, un like și ne puteți ajuta cu un share. Vă mulțumim încă o dată pentru atenție. Bye! Salutare!